Salut, sunt Andy și bine ați venit la o nouă recenzie și discuție. Astăzi vom discuta despre 3 coroane întunecate de Kendra Blake. Această carte am primit-o de la editura Leda pentru recenzie și vreau să-i mulțumesc că mi-au trimis-o și că mi-a dat ocazia să o citesc, pentru că am fost foarte nerăbdător. O știam de când a apărut și chiar eram curios să văd cum e povestea. Auzim și lucruri despre ea, auzim lucruri bune și lucruri proaste, doar că și destui oameni mi-au recomandat. Așa că am decis să le cer și am citit-o și nu am rămas dezamăgit de ea. Mi-a plăcut, adevărul e că nu mi s-a părut chiar cea mai superbă carte, dar mi-a plăcut mult, mi-a plăcut cum a fost povestea făcută, mi-a plăcut personajele, mi-a plăcut cum fiecare personaj avea trăsăturile lui proprii și era caracterizat foarte bine prin toate mijloacele posibile. Mi-a plăcut acțiunea, chiar că a fost destul de puțin, mi s-a părut că a fost un volum destul de introductiv, un volum care să ne arate mai mult despre ce este seria, să ne prezinte mai mult personajele, lumea în care se află, așa că dacă vreți să vă apucați de cartea asta, vă spun că nu este atât de multă acțiune pe cât este descriere și pe cât ne sunt deschise personajele și cum sunt ele și statul lor, de unde pornesc și până unde ajung la finalul cărții. Cartea este o trilogie în care este vorba despre 3 surori, Mirabella, Catherine și Arsinoe. Fiecare vine cât un oraș diferit, iar fiecare dintre ele are o putere magică. Arsinoe se joacă cu natura, poate să controleze animale, poate să crească flori, orice ține de natură. Mirabella se ocupă de flăcări, de furtuni, ea se joacă mai mult cu focul, cu furtunile, tunetele, tot ce ține de zona aceasta. Iar Catherine se ocupă de otrăvuri, ea poate să otrăvească oameni, are șerpi ei, ea provine din neamul toxicilor, Arsinoe provine din neamul naturaliștilor, iar Mirabella provine din neamul elementalilor sau ceva de genul. Iar acestea 3 se luptă pentru titlul de regina ținutului. Titlul acela fiind ocupat până atunci cel mai des de către neamul toxicilor, adică de către neamul Catherine. Iar toată cartea urmărește evoluția lor până în momentul anului ascensiunii, în care ele încep această luptă, iar din anul ascensiunii încolo ele trebuie să se lupte una cu alta, iar regina care va ieși câștigătoare este regina care le omoară pe amândouă. Cartea trece de la o perspectivă la alta, astfel încât avem perspectiva tuturor celor 3 regine și un lucru care mi s-a părut foarte interesant a fost modul în care a fost povestită acțiunea pe locuri, nu pe perspective. Adică aveam din perspectiva mai multor personaje, numai din perspectiva regine, am avut vreo 5 perspective, cred, iar fiecare capitol era locul care se afla personajele ce povesteau. Astfel am trecut prin foarte multe locuri și mi-a plăcut foarte mult treaba asta, nu am mai văzut-o până acum în cărți. Îmi plac foarte mult autorii și cărțile care sunt mai multe perspective, în care se povestește altfel acțiunea, sunt preferatele mele. Așa că asta mi-a plăcut foarte mult la carte. Nu pot să zic că am fost foarte, foarte impresionat de modul în care a fost scrisă. Mi-a plăcut cum a scris autoarea, doar că mi s-a părut că unele scene puteau să fie mai dezvoltate, adică putea să se concentreze mai mult pe reacția unor personaje la anumite lucruri, pe cât s-a concentrat, și aici vorbesc despre finalul cărții, despre exact ultimele paragrafe. Mi s-a părut că putea să concentreze mai mult pe acea scenă și să descrie mai bine reacția personajelor și modul în care se simt ele, doar că, pe general, modul de scriere a autorului nu a fost atât de rău. A fost un mod foarte bun. Mi s-a părut foarte antrenantă cartea, chiar dacă nu se întâmplau atât de multe, nu te plictiseai când o citeai, pentru că erai mereu curios să vezi ce se întâmplă cu câte o regină, pentru că fiecare regină are storyline-ul ei propriu și fiecare regină trece prin câte o chestie diferită, iar faptul că ea se joacă atât de mult cu perspectivele și că te duci de la perspectiva lui Mirabella la cea lui Catherine, la cea lui Arsinoe, după aceea lui Catherine, după aceea lui Mirabella, te face pur și simplu să citești cât mai mult pentru a afla ce se întâmplă cu fiecare. De asemenea, tot settingul ăsta știți că îmi place, cu regate și magie, și îmi place și ideea cărții foarte mult, este o idee ce n-am văzut-o în alte cărți. S-a văzut foarte interesant povestită, este prima mea carte de la această autoare și sunt chiar mulțumit de ea. A apărut și al doilea volum la noi și al treilea volum a apărut în America. Nu știu când adică să te citesc, doar că această carte mi-a plăcut mult și nu am de gând să fac o parte cu spoilere pentru ea, în ciuda faptului că mi-am luat vreo jumătate de pagină de notițe, doar că, la fel cum am zis, simt că această carte a fost mai mult o carte introductivă, o carte ce se arate mai mult lumea lor, să le prinde mai mult pe fete și pe celelalte personaje și bănuiesc că acțiunea cum trebuie va începe din volumul celălalt. Sunt chiar curios să văd ce se întâmplă. Pentru cei care se vor întreba care este regina mea preferată, regina mea preferată este Mirabella, pentru că mi s-a părut că față de celelalte este cea mai bună la suflet și cea mai ok. Pe Arsinoe n-am plăcut-o deloc, mi se pare că ea decizii foarte proaste și nu știu, mi se pare că este foarte one-sided, că nu vede ceea ce se află în jurul ei. Și Catherine mi s-a părut destul de irelevantă, volumul ăsta, sincer, nu mi-a plăcut atât tare de ea, chiar că o poveste ce mă întristează, mi s-a părut destul de
de irelevantă, volumul ăsta nu a avut chiar atât de mult. În schimb, Mirabela mi-a cucerit inima de la primul capitol și sper să rămână regina mea preferată până la sfârșit și ea să câștige acest turnir, concurs, whatever. De asemenea, mi-au plăcut personajele cum au fost făcute, mi-a plăcut cum au fost descrise trăsăturile lor, cum au fost arătate. Mi-a plăcut că fiecare personaj în parte, în ciuda faptului că erau foarte multe, au fost arătate cu restul de caracter cum trebuie și că n-aveai cum să te pierzi prin personaje. Asta mi-a plăcut foarte mult. Ca personaje secundare mi-au plăcut Joseph foarte mult și Billy. Chiar vă recomand, este o carte relaxantă, o carte ce se citește repede și foarte, foarte antrenantă, care chiar vă va ține acolo în poveste. După cum am spus, nu o să fac o parte cu spoilere, doar că putem să vorbim despre ea în comentarii, despre scenele și de tot ce s-a întâmplat. Nu mă lăsați în comentarii cu personajele voastre preferate, care este regina voastră preferată, cine credeți că va câștiga. Vă rog să nu dați spoilere din volumul al doilea, pentru că am impresia că una din ele o să moară și o să fie doar două în volumul 3, așa că nu vreau să știu ce se întâmplă în al doilea volum. De asemenea, care sunt shipurile voastre preferate și efectiv tot ce doriți despre carte. Pentru a vedea acest videoclip, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, să vă abonați la canalul meu. Toate informațiile mele sunt jos în descriere, Facebook, Instagram, pagina de Facebook, celălalt Instagram, orice. Eu sunt Andy, fac videoclipuri în fiecare duminică. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!